Marți, 14 martie 2023, mă aflu în Marea Britanie. Primul interviu pe care îl realizez în Marea Britanie, acasă, în crescătoria unui colombofil, eu zic că destul de cunoscut, domnul Dor Burlacu, pe care îl salut. Vă salut, domnul Doru, și vă mulțumesc că ați acceptat Bună invitația seara! noastră să realizăm un interviu mai amplu. Am realizat prima parte în crescătoria dumneavoastră, într-unul din compartimentele porumbeilor de matcă, și acum vreau să vorbim, dacă sunteți amabil, să ne spuneți câteva cuvinte despre începuturile noastre colombofile. Da. Moșteniți pasiunea asta colombofilă de la cineva din familie, de la vreo rudă, ceva? Da, am avut un unchi. De Da? fapt, și acum este unul în viață, dar am avut un unchi. Doamne, ce frumos era! Cum Mi-aduc era? aminte, o splendoare. Nu participa el prea mult la curse, cum să spune, la Da, laborele da, da. porumbei, dar îi plăceau astea de când pleca cineva la o cursă, să zicem, cu trenul la acolo, iam și mie doi porumbei. Iai! Era o splendoare când ajungeau acasă. Da, Doamne, da, o da. splendoare! Mi-aduc aminte odată, fratele meu făcea armata la Drăgășani. A fost acolo, la Da, Drăgășani. de old, nu? Da, nu de mult, în partea asta, spre Drăgășan, spre Moldova, Suceava, Ah, în partea asta, da, în a sus. far, da, sus acolo. Dorohoi. Ah, deci Da, era unde da, se agață harta cu da, da, acolo. Și a făcut armata acolo. A fost Da. departajat, cum îi spune Așa. el. Și îi pasați Și porumbei a să... plecat mama, a plecat cu trenul. Și a zis, iau și pot să-i dai un porumbel să-l ducă până acolo. Mama, și mi-aduc aminte, era o iarnă. De fapt, nu începuse, dar în timpul ăla, când au plecat, a început Și nisare și asta? da, și ninsoare și nu știu ce. Și nu era cu telefoanele ca acum, Nu erau să le mobile, spui, nu erau da, de astea, ca da. să-i spui dă-i drumul sau nu dă-i drumul. Nu știau ei ce să facă cu porumbei, să-i țină sau și pe tren într-o cutie de carton și așa și așa. Și când au ajuns acolo, i-a dat drumul la porumbel. Și nu știam ce a făcut. Și după ce a venit acasă, am întrebat, ce s-a întâmplat cu porumbelul? Și a zis, băi, uite, i-am dat drumul, s-a dus pe un gard și după aia A a zburat plecat. și a A plecat. luat-o neant, așa, în zăpadă, până fulge. Doamne, când am auzit, nu mai, aveam o chestie, nu mai vine. Și avea ceva până acolo. Erau câți kilometri? Pe Drăgășani era 300 și ceva, 300 sau, și... da, 300 și În ceva. iarnă, pe Da, zăpadă, dar deja... norocul nostru a fost că, norocul meu a fost că era spre, nu era spre pădure, cum era aldearul, ca să fie și acolo mulți, Am multe răbitări și da, asta. multe răpitoare. Și s-a întors Și acasă porumbelul, nu? după 4 zile s-a întors porumbelul acasă. Doamne, ce splendoare era! Doamne, ce frumusețe! Dar nu știu cum să vă explic când zic așa Știu, ceva. niște trăiri senzaționale. După aceea, știți cum era, îl puneam, porumbelul de la Drăgășani, era un albastru închis. Albastru de la Drăgășani, albastru de la Drăgășani. Eu mi-aduc Asta e aminte de produs unchiul. din el, după aia probabil, nu? Da, unchiul meu primăvara, vreau o pereche de la Drăgășani, vreau o pereche de la Drăgășani. Da, cum să Păi nu? era o performanță pentru momentul ăla. Da, Doamne, o splendoare, splendoare. Mai mi-aduc aminte, aveam un vecin. Aveam un vecin acolo cu niște liști din aia, liști, nu bălțați. Liști, dar liști. Liști, nu bălțați care sunt și pe la Da. FCPR acum. Niște liști care cu aripile albe și cu negru pe spate, așa. Doamne, avea niște porumbei erau așa de tari, Puternici, adică nu? puternici, nu participa, că nu avea la concursuri, dar n-avea inele. Ah. N-avea inele. Dar dacă luai un porumbel de acolo, erau și imun, nu știu cum să Avea o știam. imunitate bună, probabil, Da, da. da. Și plus de asta, nu le dădea mâncare sofisticată ca acum Da. cu câte sortimente de Da. mâncare, câte sortimente de semințe și Așa așa. e, așa e. Un singur îi dădea grâu, dădea porumb Floarea și soarelui floare soarelui. este? Da. Eram, Asta Doamne, era mâncarea care... de bază pe vremuri. Nu știu cum... Și se Erau... făcea performanță și atunci. Da. Doamne, ce... Să făcea performanță Pe și... cuvânt, dacă nu. Bine, Abia nu erau așteptam duminica. vitezele, nu erau... Duminica abia așteptam să mergem la piață. De ce? Să căutați porumbei, să vedeți dacă erau Să porumbei căutăm noi, și nu? porumbei și erau discuțiile astea columbofile, nu prea cu mare tam-tam, cu mare... Emancipate, nu știu Da, ce sau, da. frumos, povesteam de mare, da, că mi-a venit ăla, că a făcut ăla, că... Că am Erau... scos nu știu ce pâine din ăla, uite Nu ce. știu, acum nu mai sunt... Era cum era poveștile la Da, gura Subii. Nu da, mai sunt așa da, ceva, nu știu da. care înțeleg astea. Am o plăcere deosebită să stăm de vorbă cu bătrâni. Bătrânii sunt... Știu ce povestesc, știu ce Știu. au povesti nemaipomenite. Au văzut multe la viața lor. Doamne, niște povești frumoase, dacă stai și le asculți,
Nu știu cum să mă exprim, nu știu. Așa e, așa e. Să stai cum ar fi. Îs mulți care mai sunt și acum în viață, sunt. Pe o parte dintre ei am reușit să-i vedem și noi, să-i intervievăm. Da. Unul dintre ei știu că e Nagică Mărgelatu, da, decan de vârstă în București, Nagică. Am văzut interviul ăla care l-ați făcut cu toții, cu domnul ați văzut acolo? Olteanu. Acolo în la da, el, da, mi-a plăcut chestia cu cotolanii lui. Nu știu, dacă stai de vorbă cu ei, nu neapărat să intervii, să zici ceva, numai să asculți. Da. Și fiecare să înceapă să povestească. Și cred că în pauza aia lor de o dușcă, să stai să intervii, să pui câte întrebare de aia. Da, să interesezi puțin așa. Da, nu? Da, cred că nu se mai opresc. Da. Nu se mai opresc. Eu unul nu cred că aș rezista. Da. Aș rezista. Nu cred că aș suporta să mă duc să mă culc. Sau cred că da. Numai acolo asta. Dar știți de ce? Că nu era atâta pasiune și atâta alergătură după rezultate. Nu. No. Lumea era altfel. Da. Zburau din plăcere. Nu zic acum că sunt bătrân. Da. Dar lumea era altfel. Nu știu, așa mi s-a părut. Da. Acum prea multe certuri. Suntem în secolul ăla al vitezei. Da. Toată lumea crede că ne păcălim unul pe altul. Nu știu cum să spun. Ne încercăm să facem lucrurile cât mai... Să moară capra vecinului. Să nu se poate. Da, dar problema este nu numai din vorbe să fac acum. Să fac și fapte acum. Da. Tentațiile sunt mult mai mari de a frauda. Da. Așa e, aveți dreptate. Păcat, că era altceva. Așa era altceva atunci. Nu știu, părerea mea, unii poate să mă conteste, asta e treaba, da. Era altă atmosferă. Așa e. Te duceai, eu mă duceam și la îmbarcări de club, să știți. Mă duceam la club, nu băgam porumbei, că nu, eram copil. Puști, mine, da. Când prindeam două inele de la cineva, doamne, eram și inelam doi porumbei, doi pui, abia așteptam să... Da. Nu știam cu ce să mănâncă chestia, da. Dar îmi plăcea să fiu acolo. Da. Îmi plăcea să mă duc să vezi ăla ce face, ăla ce... La... Da. Nu era ca acum tot felul de sofisticări cu coșuri din nu știu care, coșuri din... Da, fiecare venea cu ce avea acasă. Sârmă ghimpată, cu sârmă galvanizată, că dacă nu există, nu era așa ceva. Da. Nu știu, așa mi s-a părut. Era altă atmosferă. Nu sunteți singur, într-adevăr. Nu și eu sunt de aceeași părere că era mult mai distinsă atmosfera pe vremurile alea. Mi-aș dori să întoarcă vremurile alea, dar nu știu să știți dacă se mai pot întoarce. Nu sunt. Mi-aș fi dorit să stăm, să nu neapărat cu unchii mei sau așa, mai am un unchi acum în viață, îi plac porumbei. Mai are și crește și acum? Da, nu-i plac, au copiii care se ocupă de... Deci au moștenit copiii, au moștenit pasiunea de la tata, nu? Da, sunt toți acolo care vine, dar unchiul ăsta îi place, dar să vină acasă. Ah. Nu știu, așa am văzut eu. Doar să-i se întoarcă acasă, nu? Să vină acasă, dacă... Da, așa e. Nu, frații mei, nu... Nu moștenesc, nu? Sunteți singură? Nu, moștenii, nu știu. Să duce, ușor, da. ușor să duce. Să... Păcat că e prea frumoasă, nu știu, părerea mea, te ține acasă. Este un spor frumos, o pasiune frumoasă, te ține acasă, te ține aproape de familie și... Da. Nu știu, sunt și alte sporturi, dar alea e prea mult efort la alea. De ăsta te ține acasă. Stai. Și la asta faceți mult efort. Cu toate că... Chiar dacă nu recunoașteți, dar eu știu că faceți mult efort. Dar cine nu face? Care e implicat? Problema, nu știu, părerea mea. Astea trebuie să le faci din plăcere, nu de frică. Da. Musculul în băfil le fac de frică. Părerea mea. Și când le faci de frică, frică ce înseamnă? Frica că ăla te bate. Da. Nu de bătaie umilește. Da. De ce să mă umilească ăla? Da. De ce să mă umilească vecinul? Că după aia ne întâlnim cu toții. Oh, stai puțin că mamă, te-a venit în urma la ăla, să vezi ce râde ăsta tot timpul de mine. Da, și dacă o râde ce? O săptămână două, nu mai mișto să facă de mine. Săptămâna viitoare, fă mai bine că el. Da. Și-l bați tu. Le punem mai mult efort, așa da, e? Și-l bați tu. Du-te acasă, stai între ei. Luptă-te cu tine. Urmărește-i mai atent, ia. Da. Sunt o grămadă de informații pe tot. Du-te, ia. Ce se întâmplă? Pune-le pe hârtie. Ia-le, vezi, pune defecte, calități, vezi ce ai greșit acolo și le faci. Așa. Nu există, nu pot. Nu, părerea mea, există, nu vreau. Și există, n-am timp. Asta cu n-am timp, nu știu, pe mine mă depășește. Când cineva zice n-am timp, da, dacă vrei, minte, poți să-ți faci părerea timp. Mea. Poți să-ți faci timp, da, poți să-ți faci o oră. Haide, să fim serioși, o oră e pe o oră, nu e o... capul de lună. Da, așa e. Dar dacă nu vrei,
Așa. Intră frica aia și nu mai plăce. Așa este, așa este. Așa este. Vă mulțumesc. Păcat. Gata.